găsit din nou. Pentru că am promis unei persoane dragi, voi înregistra și această rețetă simplă de icre de chia. Vă invit să o pregătim împreună astăzi. Ce avem nevoie? Mai întâi, semințele de chia. Am aici 5 linguri de semințe. O ceapă tocată mărunt, atât cât puteți. Smântâna de soia. Puțin ulei, aceasta e opțional, ulei ecologic de in, puțină sare, suc de lămâie și apa pentru hidratat semințele. Bun, să trecem la treabă. Vom pune semințele într-un bol. Și vom adăuga apa. Am pus cam jumătate de cană de apă. De obicei se pun o lingură de semințe, două linguri de apă. Și le vom lăsa 5-10 minute. Se vor umfla foarte repede. Deja se vede că ele se leagă. După cum vedeți, deja se și umflă. După ce se umflă bine, vom adăuga și celelalte. Adică smântâna, ceapa și uleiul, inclusiv sarea și lămâia. Na, deja s-au legat, dar le vom mai lăsa puțin. După cum se vede, semințele deja s-au legat foarte bine. Vom pune smântâna, care este ca și cantitate aproximativ egală cu cea de semințe. Este o smântână groasă, pentru că nu vrem ca icrele să curgă. Vom vedea dacă o punem chiar toată. Vom amesteca bine. Cred că nu vom pune toată. Acum depinde și de cum vă place. Eu am ales să pun o ceapă mai mărișoară, deoarece îmi place mai multă ceapă, dar puteți pune mai puțină și după ce gustați, mai adăugați dacă simțiți nevoia. Important este ca ceapa să fie pusă în salată atunci când se consumă. Nu faceți salata astăzi și puneți și ceapa. Dacă vreți să o consumați mâine, o păstrați la frigider și abia mâine îi puneți ceapa. Cam așa. Aș mai putea să-i mai adaug smântână, dar cred că prefer să o las mai legată. Voi adăuga puțin ulei de in, foarte puțin, doar pentru gustul specific de pește. Îi dă o altă aromă, nu este obligatoriu să-l puneți, pentru că smântâna are deja ulei. Voi mai pune și puțină lămâie și sare. Astea le punem după gust. După ce gustăm, vedem dacă mai este nevoie, dacă nu, nu. Acum că s-a amestecat bine smântâna cu semințele, putem pune ceapa. Așa cum v-am spus, mie îmi place ceapă foarte mult. Puteți pune mai puțin, nu e neapărat nevoie să puneți o ceapă mare, așa cum am pus eu. O puteți toca chiar mai mică, la robot, cum vreți. Mie îmi place așa că n-am făcut-o foarte mică. Cam asta despre icrele noastre de chia. Sunt foarte gustoase, foarte mulți au fost încântați de gustul lor. Așa arată icrele noastre de chia, pe care cu siguranță abia aștept să le savurez. Îmi plac foarte mult, vi le recomand cu drag și doar e foarte simplu de făcut, deci în câteva minute, doar în câteva minute am pregătit această rețetă. Este o rețetă ușoară și pentru că eu deja am pus ceapa, va trebui să mă apuc de treabă. Pe curând!